Bine, sper să nu râdeți. O să încerc să, în scurtă pauză, să vă povestesc ce fac eu aici. Adică, din Colombia până aici, că nu știu cum am ajuns. Da, sigur. Și este doar harul lui. El face tot să se întâmple. Și nu este întâmplător că sunt eu aici și că vorbesc așa. Deci nu am ales eu să vorbesc așa. Bine. De mic am născut într-o familie catolică. Mereu am fost la biserică cu părinții, ca oricine. Mereu de mic am fost în teatru, actorie, dans, muzică, arta în general. Și am început de mic, de la 12 ani am jucat în telenovele. De aia multe fete știu spaniola, cred că de aici în România am aflat. Și am jucat și în telenovele, în mundul spectaculilor, nu știu cum se spune. Bine, dar am început în timp că creșteam, se întâmpla ceva, mi-am lăsat consumat. Am făcut primul meu album la 12 ani, am lăsat școala, să încep o viață de artist de mic, așa, cu spectacol, concerte și așa mai departe. Și mi-am lăsat consumat cu tot ce se întâmplă în lume. Și de aia îmi place că se filmează pentru încurajare, pentru cei care mă aude și sper să înțeleagă și ce zic. Și am căzut în tot ce vreți să vă spun, toate păcatele. Și se întâmplă ceva în familia mea că s-a schimbat tot. Fratele meu, cel mai mare, sunt între ei, s-a pocăit în Colombia. Slava Domnului, da. Aplauso, sí? Mauricio se numește, da. S-a pocăit și atunci a fost un impact, a început acolo un impact în familiile noastre. El nu mai era ca noi. Acum e invers, dar atunci el nu mai era ca noi. Atunci vedeam că el se ducea cu Biblia singur, se închidea și cânta muzica pentru Iisus și noi spuneam mișto de el. A venit pastorul, știi? Cum se face în lume, se glumește despre noi. Atunci, eu eram foarte, făceam mișto de el, dar eu mereu am fost așa, cum mă vedeți, deschis. Și eu mă duceam și la biserică cu el, dar nu înțelegeam nimic. Dar, și chiar am o poveste că eram la biserică și cântau muzica creștină. Și eu la fel, știi? Dar și spunea pastor, dar el pocăit? Și fratele mi-a zis, nu, dar el se bucură. Și așa am fost mereu. Atunci, timpul al trecut, mi-am îndrăgostit de o fată din România, de aia sunt aici, da? Și visul meu era să devenim o mare vedetă, artist sau să mă aplaudă oameni și așa mai departe. Și Dumnezeu, în planul lui cu mine, a și făcut asta. În Colombia am deschis, cum am povestit, concerte de artiști mari, am cântat cu artiști cunoscuți și în România mi-a deschis multe uși. Am făcut o piesă cu Elena Gheorghe, cred că vă cunoașteți, am lucrat cu Laurențiu Duța și mai mulți artiști sunt în lista mea de contacte și sunt un prieten foarte bun. Dar în 2014 s-a întâmplat ceva în viața mea care a schimbat tot. Mi-aduc aminte că am început să mă întreb, uite, sunt aici, am contacte, sunt și în România, o țară străină, pentru visele mele sunt mai aproape, să zicem. Și am început să mă simt, să mă fac mai multe întrebări despre viața mea. Viața mea personală continua praf, cu băuturi, cu tot ce vreți, cu viața nu corectă. Și am început să visez piese creștine. Amen. Am început să visez și mă trezeam dimineața cu piese creștine, cu muzica și versuri. Și nu înțelegeam ce se întâmplă, dar am zis, hai să vedem ce e. Și le înregistram în telefon și așa Dumnezeu a început să mă aduc aminte și de fratele meu, care este acum în Colombia, și să mă fac mai multe întrebări despre viața mea personală. Atunci am început să mai visez. Și atunci odată am zis, uite, hai să vedem dacă facem o piesă creștină, poate pocăiți și vor cumpăra. Știi?
eram necunoscător, încă Dumnezeu nu mi-a descoperit. Și am început să fac piese creștine, dar fără o inimă schimbată, fără să fiu salvat. Ce s-a întâmplat? Atunci o seară, care nu voi uita niciodată, septembrie 2014, am încercat să mă rog, dar cu adevărat, să zicem. Și mă simteam gol, chiar dacă aveam deja soția, și mă simteam foarte neîmplinit. Și am încercat să mă rog o seară acolo în Avodar și la un moment dat am închis ochii și am zis să vedem dacă mai aude cineva. Vreau, am multe răspunsuri în capul meu și am zis Doamne, nu știu cum, știi? Și am încercat și am auzit vocea. Eram singur și nu era băut, nici fumat, nici nimic. Și am auzit îngenunchează. Și am zis, sunt eu, cu gândurile mele, sunt prost. Și atunci am încercat să mă bag în pat din nou, să las momentul acela, cum se zice, să treacă. Și atunci am zis mai tare, îngenunchează, dar acum ca o poruncă. Și m-am speriat. Și totuși, în necredincioșia mea, am zis, hai să vedem dacă se întâmplă ceva. Și în momentul în care am ascultat și mi-am îngenunchiat, atât a fost. Dumnezeu a început să-mi reveleze tot păcatul meu, toate greșelile în fața soția, în fața părinții, în fața prietenii, și am început să plâng non-stop, să plâng, și am auzit o voce care mi-a spus că tu ești importantă pentru mine. Și în loc să mai judece, mi-a zis asta. Și fiindcă ești tu importantă pentru mine, tu vei fi calea pentru mântuirea familiei tale. Amen, aleluia. Și atunci am început să mă duc aminte trecutul, păcat, mi-a confruntat, am plâns, cum nu m-am putut. Și când m-am trezit, fratele meu, imediat, am sunat și am zis, ce mi se întâmplă? Sau ajută-mă să înțeleg, pentru că eu mă duceam la biserică, dar chiar este real. Înțelegeți? Și atunci am început să citesc din Biblia. Am luat o Biblie și mi-am închis în camera și o săptămână întreagă m-am închis cu Biblia în mână. Și soția era mai speriată, dacă am luat o raznă și cu păcat și fără păcat. Și atunci, o săptămână întreagă cu Biblia în mână, dar acum cu ochii deschiși, vroiam să mai descoper ce mi s-a întâmplat. Am vorbit cu fratele meu și toți prieteni pocăiți care aveam, am început să vorbesc cu ei. Uitați. Și să scurtam povestea, Dumnezeu, săptămâna respectivă, a început să-mi trimită multe vise, o săptămână întreagă. Nu am mai pățit asta, a fost doar o săptămână atunci, 2014, în septembrie, dar mi-aduc aminte ca și cum astăzi. Și a început să-mi trimită vise de mântuirea fratele meu, care încă nu e pocăit, de soția, de și așa mai departe. Și atunci am căutat o biserică în Avodar. Și când am ajuns la o biserică mai aproape, evanghelică vroiam să fie, ca fratele meu, că am știut că el s-a schimbat, pentru că știam cum trăia și știam cum s-a pocăit. Și să vedeți că nu era coincidență, am ajuns în Avodar, Biserica Speranța, și eram niște misionari din Argentina. Și am zis, eu nu știu limba. Am ajuns în Avodar, eu m-am zis nici măcar Constanța. Și acolo biserica ascunsă cu puțin membros, nu știu cum se spune, un misionar din Argentina, care acum, el e pastorul care vorbesc, care mă sfătuiește, care acum este în Estados Unidos, în America. Și am zis, asta nu este o coincidență. Și atunci, a trecut timpul, m-am botezat, și am, da, amen! Și am început să după aia am știut, am vorbit cu părinții, cu mama, cu toți și am început să cer înțelepciune, ce să fac, pentru că acum trebuie să mă las de toate lucrurile care
nu sunt cu chemarea mea. Și Dumnezeu atunci mi-a arătat exact ce trebuie să fac, dar după aia am rămas ca Iona, neascultător. De aia ce a zis acum, chiar mi-a ajuns, pentru că tot mă duceam la concerte, pocăit, acolo unde eu știam că Dumnezeu nu mă vrea, dar nu ascultam și eram deja pocăit. De aia e foarte adevărat ce spuneți. Și de acum câteva luni am ascultat și m-am întors cum trebuie și am început să refuz, da, amen, și am început să refuz și concerte. Și e greu, nu pot să vă spun, când mă sună cineva un concert și mi-a oferă 1000 de euro pentru 40 de minute și să zic nu, nu e ușor, dar binecuvântarea vine după aia. Amen? Amen. Atunci am început, am doar două contracte care îmi rămâne, că erau semnate de mult, dar restul le-am refuzat pe toți. Și chiar odată a fost o mare binecuvântare că una de las persoane care mi-a angajat, i-am zis, uite, eu doar cânt muzica acum creștină pentru Domnul, i-am zis așa. Și a zis, fiindcă ești prieten cu mine, vreau să cânt pentru tine și soția, dar vreau să știți. Și am zis, vreau să avem o cafea, să mă spui ce s-a întâmplat. Amen! Și atunci am început să primesc chemarea și Dumnezeu a început să lucreze. Acum am altă fetiță, Dumnezeu n-a binecuvântat, am deschis o școală de muzică. După aceea, să știți cum lucrează Domnul, după aceea mă duceam eu să câștig 50 de lei, să dau lecții de chitară, să mă las de tot ce aveam. Acum mi-a deschis o școală care este în Avodar și acum și în Hârșova. Și acum sunt mulți elevi și trăiesc din astea. Și doar slava Lui că a deschis ușile unde trebuia și concertele care le fac acum le fac cu copii, cu evenimentele culturale, cu case de culturi. Și tot păcat și prostiile care am făcut au rămas și Dumnezeu și l-a și uitat, pentru că așa spune Biblia, mi-a sters trecutul. Amen? Și atunci asta este povestea mea și mă simt foarte binecuvântat și foarte onorat să fiu aici cu Tavi, cu Marian și...